Bună seara, Răzvan, ai asistat așa de-a lungul acestei prime părți a campionatului de pe margine. A trebuit așa mai în glumă, mai în serios să intri tu ca să aveți din nou meci fără gol primit. Așa e, tot timpul lumea a zis aici că eu sunt talismanul echipei, pentru că azi Viitorul a dominat, nu a avut ocazii clare, așa că nu am avut mult de apărat. Am avut și dramul acela de noroc care ne-a lipsit în ultimele etape. Doar să fie vorba doar de noroc, pentru că, iată, dintr-o dată, după ce ați primit 3 goluri pe meci, dintr-o dată, o echipă totuși destul de ofensivă, adevărat, nu la apogeul ei, dar un meci fără gol primit e o performanță mai mare decât spui tu. Așa este și Viitorul are jucători cu calitate, momentan au și ei niște probleme. Dar ceea ce a contribuit decisiv la victoria noastră a fost schimbarea atitudinii, pentru că am suferit în acest tur de campionat. Noi încă ne credeam echipa aia din play-off care poate să piardă toate meciurile și nu poate coborâ mai jos de locul 6. Trebuie să fim conștienți că a început un nou sezon, nu mai suntem echipa care bătea 4-0 pe FCSB sezonul trecut. Acum suntem jos și de aici se iese prin muncă, prin mocirlă, prin disciplină, tras de timp, dacă e nevoie, spirit de echipă, și dacă vom avea atitudinea asta și în continuare, atunci cine știe, poate vom ajunge din nou să luptăm pentru un loc în play-off. Apropo de spirit de echipă, pentru că ați câștigat totuși fără cei care au marcat 12 din 18 goluri, au fost așa multe schimbări drastice făcute de antrenorul vostru. Astăzi parcă n-au mai existat individualități, dar ați progresat la capitolul, să spunem, echipă. Așa este, practic ne-au lipsit 4 titulari, pe lângă Dumi, Cardozo și Deaconu, a lipsit și Larie și Alceu, suspendați. Dar da, am dat dovadă de spirit de echipă și nu ne-am creat foarte multe ocazii sau aproape deloc, dar am reușit să înscriem. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și o sărbători fericite! Da, sărbători.